Mercedesul lui Constantin Țuțu a costat 75.000 de euro, adică de 10 ori mai mult decât salariul său anual de deputat. Democratul și-a trecut bolidul cumpărat recent în declarația de avere pe anul trecut. Anterior, Țuțu spunea că este sportiv de performanță și își permite multe lucruri. Din declarația de avere apărută pe site-ul CNI, aflăm că anul trecut Constantin Țuțu a încasat din salariul de deputat peste 113.000 de lei. A vândut o Škoda cu doar 10.000 de lei și a primit două cadouri bănești în valoare de 15.000 de euro și respectiv 75.000 de lei. Democratul însă nu a indicat de la cine a primit sumele. De asemenea, anul trecut el și-a cumpărat un Mercedes SL din 2006 cu 20.000 de lei. În total, Țuțu ar fi agonisit în jur de jumătate de milion de lei. Am aflat și cât l-a costat Mercedesul achiziționat acum câteva luni, nici mai mult, nici mai puțin, 75.000 de euro. Cel puțin asta a indicat democratul în declarația sa de avere. Anterior, Țuțu spunea că își permite. Sunt un sportiv de performanță, am muncit foarte mult și pot să-mi permit anumite lucruri. Și cât a costat? Eu am să declar lucrurile astea, dar îmi pare cinic că mă atacați în așa mod. Mercedesul Alinei Zotean s-a costat de 5 ori mai puțin. Liberala a indicat că a plătit pe mașina sa 15.000 de euro. Zotean însă nu a declarat un alt venit decât cel din salariu. Astfel, anul trecut, ea ar fi primit lunar în medie peste 17.000 de lei. Acum câteva zile, CNI a publicat o parte din declarațiile de avere ale deputaților, cele care ar fi fost prelucrate. Astfel, până acum am aflat că în Parlamentul Republicii Moldova avem 5 milionari. Este vorba despre Andrean Candu, care este urmat de liberalul Iurie Dârda, în medie cei doi au avut un venit de aproximativ 1 milion de lei pe lună. În top 5 intră și democratul Eugeniu Nichiforciuc, colegul său Vladimir Andronachi și președintele Comitetului Național Olimpic Nicolae Juravski.